Ieșenii s-au bucurat astăzi de eclipsa de soare, un fenomen natural spectaculos. Ora de start a eclipsei a fost de 12 și 23 de minute, maximul fiind atins în jurul orei 1, cu o acoperire de 44%. Astfel, la orele amiezii, cei mici însoțiți de părinți au mers în Parcul Copou, de unde au putut admira fenomenul cu ajutorul telescopului și a ochelarilor speciali. Specialiștii de la Observatorul Astronomic Vasile Urseanu din București au declarat că locul optim pentru a urmări eclipsa de anul acesta a fost orașul Iași. Începând cu ora 12 și 20 de minute, luna a acoperit soarele din dreapta sus. Durata fenomenului a fost de 2 ore și 26 de minute, timp în care ieșenii au fost cu ochii către cer, cu ajutorul instrumentelor astronomice. A fost foarte interesant, mi-a plăcut foarte mult, fiind prima dată când am văzut. M-am documentat înainte, fiind un eveniment nou și am înțeles că următoarea eclipsă va fi prin 2081. Mă pasionează partea asta de astronomie și cu eclipsele și așa, și de aia am venit. Deși este un fenomen natural, acesta nu poate fi vizibil cu ochiul liber sau cu ochelarii de soare, pentru că radiațiile pot duce la pierderea vederii. E un fenomen natural, spectaculos, deopotrivă pentru toți și pentru specialiști, cu atât mai mult pentru cei care fac cercetarea razelor solare care se împrăștie în atmosferă sau care trec direct prin atmosferă. Sunt anumite radiații cu anumite culori care sunt mai predominante în această perioadă, și anume cele într-un domeniu de 500-600 nanometri sunt mai atenuate acum, predominând cele spre albastru și spre roșu ca intensitate. De aceea trebuie să ne luăm măsuri de precauție adecvate. Specialiștii spun că următoarea eclipsă o vom putea vedea abia peste 7 ani, în 2029.